După ultima relație am rămas cu o sechelă, pot să-i spun. Din senin mă apucă câteodată și vorbesc despre fosta mea prietenă. Și aveam două variante să mă vindec de asta, să merg la psiholog sau să vin la umor. Așa că am mers la psiholog, dar chiar și psihologul mi-a recomandat să vin la umor. El ți-a recomandat, nu? Psihologul, da. Extraordinar. Păi și ție ți-a recomandat, nu știu. Bă, cred că vă duceți la același psiholog, Bendac. Mie mi-a recomandat să nu mai vin. Ție ți-a recomandat să vii. Nu puteam să privesc în ochi pentru că ochii lui erau de un albastru tulburător, dar nu ăla. Nu când te uiți la cineva admirativ, mă, ce ochii albaștri ai, ce frumoși. Nu, erau... Wow! Nu te mai uita în ochii mei, că mi se face rău. Arăta așa, adică era jumătate nemțoaică din filmele porno în anii 70, așa cumva, cu părul ăla. Niște ochi. Senzația când îl primeam în ochi era ca scârțuitul pe tablă. Nu știu de ce. M-a gătit și ea, mi-a pus mâncarea în farfurie și mi-a zis: dragule, sunt deschisă la absolut orice critică. Poți să fii brutal de sincer. Am gustat mâncarea și am spus: dragă, e surprinzător de bună, chiar neașteptat de bună. Iar tu ești umflată, proastă și urâtă. Dar la un moment dat mi-a zis că, nu știu, ar trebui să luăm o pauză din relația noastră pentru că mă uit prea mult la fotbal și mă implic cum trebuie. Dar nu știu despre ce vorbea, că eram împreună de 2 sezoane și 5 etape. Am aflat că e însărcinată și din momentul ăla am început să mă gândesc la tot felul de nume. La absolut la tot felul de nume. Într-un final am ales Juan Carlos și m-am gândit să fug în Mexic. Ce a fost asta? Îmi pare rău. În alte știri, 9 din 10 bărbați... Merge. Păi, e senzațional, continuă, te rog. În alte știri, 9 din 10 bărbați preferă femeile cu sinima. Eu cred că cel de-al 10-lea îi preferă pe ceilalți 9. Zi mai departe, că ne place. Nu am ce să zic, ăsta a fost momentul. No! No! Nu știu ce faci, le inventezi acum, hai. Băi, e de bine, adică... Da, am înțeles, Bendeac, dar eu nu fac stand-up și ăsta a fost pregătit special pentru a umor. E prima dată când fac asta în viața mea și nu mai am alte glume, îmi pare. Nu mai ai vreuna accidentală pe-n cap? Asta, prietena ta mai este? Adică e, o mai ai? Mai... Da, mai trăiește. Nu dacă trăiește. Vă mai iubiți? Nu pot să răspund la vă mai iubiți. Ne implică pe amândoi și nu știu răspunsul ei. Vă mai iubești, mă? Nu. Nu puteam să mă uit la el, că îmi lăcrima ochii, jur. Îmi lăcrima ochii. Și pare că sunt mult prea albi. Și albastru ăla e mult prea... electric, știi? Excelent! Excelent! Nu știu limba, da?